se va întâmpla asta în cea de-a treia luptă. Vă reamintesc, sunt 8 lupte plus un meci demonstrativ. Arbitru, tei, luptă! Burada începe cu o lovitură de picior la nivelul pieptului. Încearcă să-și ducă adversarul în colț. Bună, stânga aruncată. Vedem că este, ambii sunt cu brațul drept în față. Deci au gardă inversă, bine blocat Burada. Lovitura asta joasă de picior, repetată, dar cu celălalt picior pe interior. A încercat acolo Glăvan. Burada stă cam mult în fața adversarului. Iată toate fentele astea. Așteaptă, au reacție. Dar deocamdată Glăvan stă închis, gândindu-se mai mult la apărare. Ia să vedem. Încearcă acolo cu brațul din față să oprească elanul adversarului. Burada pleacă acum pe o combinație, dar nimic foarte clar. Bună stânga asta, aruncată peste umăr acolo și retras la timp brațul tocmai pentru a evita. Stângă directă, excelentă. O lovitură clară. Burada și face pași înapoi pentru a reveni. Sigur că stă în gard acolo, dar nu lovește Glăvan și dacă va continua așa, fără să riposteze, atunci atacurile lui Burada vor fi și mai dure și mai lipsite de precauție. Deocamdată își face cu grijă, își controlează cu grijă pașii și loviturile acolo Burada. Foarte bun jocul. Dreaptă excelentă, croșeu aruncat din scurt, care lovește, izbește capul adversarului. Fentele acelea din brațe fac omul din apărare să miște brațele în gardă și vine din nou cu lovitură tare. Văd că deja Burada fără reținere aruncă lovitură tare, excelentă, stângă la corp, frumoasă fenta, a ridicat brațele acolo în gardă Glăvan, dar lovitura a fost undeva la stomac. Deocamdată e un meci într-un singur sens. Glăvan încă nu izbutește să iasă din faza asta de apărare. E atât de concentrat să nu încaseze lovituri încât Burada pare din ce în ce mai relaxat. Să vedem dacă e doar o capcană, eu nu cred. Eu cred că simte forța adversarului și distanța de valoare față de acesta. Hai să vedem ce se întâmplă în continuare. Iată, Burada știe, la timp să facă pasul înapoi, dar chiar schimbă un pic poziția de gardă, încercând să-și fenteze acolo adversarul. Glăvan nu iese din expectativa asta. Se agățase piciorul lui Burada undeva de corzi. Lovitura asta trece mult pe deasupra, dar destul de rapid aruncat lovitura de picior. Da, o încercare de lovitură înaltă cu... Și iată, dreapta și stânga, croșeu de dreapta directă de stânga. Sunt principalele arme pe care Alexandru Burada le-a folosit cu multă lejeritate în această primă repriză, pe care a dominat-o complet. A încercat doar să se apere acolo Răzvan Glăvan. Nu e suficient pentru a câștiga un meci. Iată, nu pleacă nimic de acolo cât stă în gardă. Nu încearcă să replice. Și din ce în ce mai sigur pe Burada. Lovește din toate pozițiile. Cam asta a fost povestea unei prime reprize dominată clar de luptătorul din Brașov. Ne pregătim pentru runda a doua. Hai să vedem pe Glăvan dacă poate mai mult, dacă poate ieși. Dacă poate ieși din defensiva asta și cu niște lovituri. Se anunță că e prezent în tribune și președintele Petrolului Ploiești. Au fost câteva șuturi la vincul în primele două meciuri. Knockout-uri extraordinare. Mergem mai departe cu Burada dominând centrul ringului, așa cum ne-au obișnuit. Dreapta intră întotdeauna. Se blochează ușor la lovitura aceea de picior înaltă. Poate lovitura la corp ce a urmat a fost un pic surprinzătoare.
3 dintre meciurile lui Borodă au fost câștigate înainte de limită. Îl îndeamnă din colț antrenorii pe Glăvan să încerce și altceva, să dea drumul la niște lovituri. Rămâne cu brațul din față aruncat acolo și vine stânga și încă o dată reacționează doar când e atacat Glăvan, dar nici atunci așa cum ar trebui. Știu că nu e ușor să fie acolo în ring, să vezi că ai un adversar puternic. Iată o lovitură joasă de picior pe coapsa adversarului. Antrenorii cer mult mai mult. Gige Burada, la fel, rămâne fidel ideii de a-și pregăti cu mare, mare atenție acțiunile. Chiar dacă replica lui Glăvan nu l-a deranjat până acum cu ceva, are totuși grijă. La 81 e o categorie în care te poate lua repede somnul, dacă nu ești atent. Mergem mai departe cu centrul ringului ocupat acolo de Burada, care schimbă iarăși tactica, 3 lovituri, ultima parcă directă de dreapta un pic departe de țintă, încă o lovitură de picior a lui Glăvan, singulară. Excelentă stângă la corp, pe sub cotul drept al adversarului, acolo în zona ficatului, cu o lovitură serioasă se pot închide repede meciurile. Arbitrul îndeamnă puțin să lupte, pentru că prea mult stau unul în fața celuilalt fără să se lovească. Defensivă aceste lovituri de picior pe coapsa adversarului. Sunt singurele arme pe care Glăvan le-a prezentat în afară de o apărare în care reușește să evite mult, dar tot nu poate să rămână neatins acolo și Burada în continuare este peste el. A doua repriză se termină aici, mai puține lovituri decât în prima pentru brașovean, dar chiar și așa, în condițiile în care Glăvan are o replică atât de mică, atât de lipsită de intensitate, Burada rămâne în continuare în față. Repriza a treia, prezentată impecabil. Sigur că se încearcă întregul show de care organizatorii îl oferă, se încearcă să fie la cote cât mai înalte. Așa cum va obișnui cu Luseu, iată și în imagine președintele Petrolului. Mulțumesc colegilor care l-au găsit acolo public, pentru că am amintit de el. Sigur, fiind la Ploiești, ne așteptam să vină, nu-i așa? Cât despre lupta asta, în continuare e dominată de Burada. Start în ultima repriză. Un doiul vine și a deschis drumul cu brațul din față și stânga directa e bine plasată mai mereu. Iată o lovitură interesantă de picior. Și încă o stângă. Prin gard adversarului și a făcut drum acolo cu o directă negruțătoare. Și urcă au fost destul de multe lovituri aruncate de Burada. Iată și acum un doiul. Dar Glăvan până acum le duce destul de bine. N-a fost în niciun moment într-o dificultate reală. Le-a încasat și asta a fost. Le-a dus. Măcar asta e o calitate, să fii un bun încasator. Sigur că loviturile se tot adună acolo. Și un doiul vine, croșeu de dreapta și stânga care încă o dată îl prinde. Parcă prea ușor geabul intră acolo prin garda adversarului. Tactica e simplă, Burada vede că iese combinația asta și insistă cu ea. Iată, un doiul e arma sa de bază. Cu geabul sparge garda adversarului, stânga vine apoi și face un pic de curățenie. Câte o lovitură de picior și iată una frumoasă din întoarcere care, la care se blochează cum poate acolo Glăvan.
defensiva a fost a fost primordială pentru el. În puține momente a făcut acum, a dat drumul la brațul din spate. Excelentă stângă încă o dată, care intră cu atât de mare ușurință, nu face la timp estiva aceea cu pas înapoi și chiar dacă o face, ajunge destul de departe cu lovitura aceea cu brațul din spate. Câteva lovituri joase de picior pentru Glăvar. Și o stângă ce oferă curaj celor din colț care fac mult zgomot. Levan își dă seama că putea avea momente mai bune, iată-l forțând în finalul partidei, arătându-ne niște resurse extraordinare și o slăbiciune pe piciorul drept al lui Burada, greu de conceput înainte acestei runde. Levan va insista cu loviturile acolo pe piciorul din față, de altfel se și vede că Burada începe să facă pasul înapoi. Interesantă turnură a luat meciul ăsta. Glăvan a rezistat atât de mult, a încasat atât de mult, dar uite că loviturile sale repetate de picior au făcut un pic de cauzează un pic de durere acolo. Dar meciul se apropie de final și nu mai contează o repriză câștigată, pentru că în opinia mea le-a cedat pe celelalte două. Final nebănuit de meci, cu Glăvan arătându-ne că știe să încaseze și știe să forțeze. Burada termină greu meciul, dar una peste alta se judecă fiecare repriză și lucrul ăsta cred că îl va ajuta. După două meciuri pe care le-am terminat înainte de limită, avem unul care se duce până la decizie. De fapt, sigur, fiecare meci a avut o decizie, dar decizia a știut-o înainte, pentru că era meciul terminat înainte de limită. Acum așteptăm o decizie la puncte. Iată finalul ăsta excelent pentru Glăvan, care a avut forța să tragă de el. Nu e simplu să încaseze atât de mult. Hai să vedem decizia. Câștigă unanimitate, cred, poate cu 2-1 scorul și nu înțeleg de ce Glăvan, care a arătat atât de multe lucruri frumoase pe finalul luptei, s-a trezit atât de târziu. Victoria, așadar, s-a încheiat al treilea meci, câștigă Alexandru Burada în unanimitate.